Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, rămânem pe teme de meteorologie pentru că suntem intrigați de vremea asta. Mă rog, undeva nici nu sunt prea nefericit că nu ninge și nu e frig, la ce preț au gazele. E foarte adevărat. Totuși, 8 grade ziua, 9 grade ziua la jumătatea lui decembrie, cel puțin în partea asta de țară, pentru mine încă e ok. Că a venit o factură de gaze pe luna trecută și m-am speriat. Să nu vorbim de ea. Mă gândesc cu groază ce o să... Am și o factură, n-am deschis plicul. Da. L-am sunat pe prietenul nostru, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu. Silviu, bună dimineața. Bună dimineața. Alo? Silviu Grigore. Bună dimineața. Salut, neața, Silviu. Neața, neața, neața. Bună dimineața. Bună dimineața vouă și ascultătorilor Europa FM. Sper că acum ne auzim. Ne auzim, da, ne auzim foarte bine, nu ne-am mai auzit de mult timp. Întrebarea e, mai ninge? Am văzut că prin Europa ninge zdravăn. În Norvegia, înțeleg că era cataclism. Multă zăpadă în Norvegia și am înțeles că a ninge și în Belgrad. Dar pe aici, nu mi-am întrebat în dimineața asta ascultătorii, ci că a fost un pic de zăpadă pe la Suceava. Da, atât. Și nu numai, și în vestul țării, prin sudul Crișanei, în Banat, a nins, apropo de Belgrad, pentru că o masă de aer mai rece a coborât așa pe la vestul țării noastre și s-a cantonat oarecum pe vestul peninsulei balcanice, context în care, apropo de cataclisme, nu putem să vorbim despre un fenomen absolut anormal în decembrie, că ninge în peninsula balcanică, spre exemplu, sau la noi. Dar acest ciclon mediteranean, care a adus și la noi precipitații foarte însemnate cantitativ, a fost cel responsabil de ninsoarea de la Belgrad. La noi a nins la munte și a nins chiar serios. Stratul de zăpadă a crescut în unele masive chiar cu mai bine de 20-30 de centimetri. Ce se va întâmpla în următorul interval de timp? Va mai ninge tot la munte, deși astăzi, pe fondul scăderii valorilor termice, vor fi condiții de ninsori și în zone mai joase, la poviță ninsoare și în zone mai joase, nu doar în zonele montane. Aici, la noi, tot despre ploaie vom vorbi, atât în sud cât și în sud-est. După care vom vorbi despre prevenirea precipitațiilor, pentru că ele se restrâng pe parcursul zilei de marți și vor reveni începând de miercuri în regiunile sud-estice. Apoi vor fi de interes pe parcursul zilei de joi și joi spre vineri în aproape toate zonele țării. Din nou, ninsori la munte și ploi în celelalte regiuni. Dar de Crăciun avem zăpadă? Nu prea. Estimările pe 4 săptămâni emise de către Centrul European de prognoză pe medie durată arată temperaturi sub cele normale. Mă refer la mediile săptămânale până la debutul sau până în prima decadă a lunii ianuarie, cu mențiunea că, din punct de vedere al repartiției și cantităților de precipitații, acestea par să nu depășească valorile normale, ba chiar arată un ușor deficit. Ceea ce înseamnă, pornind de la datele, repet, pe care le avem acum la dispoziție, că nu vorbim despre un Crăciun așa cum ni l-am dori, adică să fie cu zăpadă ca în povești, așa, ca în cărțile din copilărie. Dar până atunci, hai să vorbim un pic despre ce se întâmplă din punct de vedere termic în zilele următoare, pentru că se răcește. Ajungem la temperaturi specifice acestui sezon. De ce spun ajungem? Pentru că ieri, spre exemplu, au fost valori minime, atenție, nu doar mai mari decât maximele normale în această perioadă, dar au fost extrem de multe valori record, adică a fost cea mai caldă dimineață, să spunem, în această perioadă a lunii decembrie, ba chiar a fost și un record lunar și în capitală. La toate cele trei stații meteorologice s-au doborât precedentele recorduri. Cât de cald, adică, a fost? Temperaturile... Exact asta vorbeam cu câțiva colegi în dimineața asta, că și lor li s-a părut cam cald în weekend. A fost, raportându-ne, bineînțeles, la perioada aceasta din an excesiv de cald, având în vedere că minimele au fost de 8,7 grade, adică valori apropiate sau chiar ușor mai mari decât ar fi normal să vorbim despre valori maxime în această perioadă. Dar lucrurile se schimbă și vor intra într-un firesc al acestei perioade, pentru că se răcește încă de astăzi. Nu mai mult de 6-7 grade în capitală, iar în ceea ce privește zilele următoare, dacă vorbim încă de valori astăzi de 10-11 grade în zona deltei, mâine, poi mâine maxime doar între minus 2 și 7-8 grade, iar pe parcursul nopților, treptat, minimele vor deveni negative, adică
joi dimineață, spre exemplu, vor fi cam între minus 7 și 0,1 grad și reîmprospătarea masei de aer rece spre finalul săptămânii se va resimți în primul rând în valorile nocturne, pentru că vor fi aproape exclusiv negative până spre minus 9 grade în estul Transilvaniei, 0,1 grad în zona litoralului, iar la munte Ger, adică valori sub minus 10 grade Celsius și, bineînțeles, în acest context, precipitațiile care nu vor lipsi vor fi mai ales sau predominant sub formă de ninsoare. La munte, așadar, va ninge și peste weekend sau mai ales joi, vineri, chiar și sâmbătă. Și drept urmare, acolo, într-adevăr, iarna și-a intrat și își menține drepturile. Deci cine schiază se bucură. Da, bun, acum eu nu știu dacă ai văzut prognozele pe termen lung. Mă întreb dacă și anul ăsta o să se întâmple, cum pare se întâmple din ce în ce mai des în ultimii ani, iarna aia cu zăpadă se deplaseze încolo spre sfârșitul lui ianuarie, februarie. N-ar fi exclus, spre exemplu, situația de alaltă ieri și ieri, cu acel ciclon despre care am amintit, care a traversat peninsula balcanică, inclusiv spațiul geografic al României spre nord-nord-est, este un semnal faptului că Marea Mediterană are condiții, sau deasupra Mării Mediterane, sunt condiții favorabile pentru formarea unor depresiuni, unor cicloni care, în deplasare spre peninsula balcanică și spre țara noastră și mai departe, spre nord-est, aduc precipitații ceva mai însemnate și nu este exclus ca, în condițiile în care se mențin aceste condiții în zona Mării Mediterane, să se formeze cicloni care să se îndrepte și către zona țării noastre și care, într-adevăr, să aducă episoade nu foarte îndelungate, dar cu vreme destul de severă, chiar dacă pentru una, două, cel mult trei zile. Așadar, dacă până la finalul acestui an, să spunem, încă nu se văd semnele unui episod cu vreme severă de iarnă, cu certitudine nu vom scăpa de el în ianuarie și în februarie. Bun. Deci, ca să rezumăm, zilele următoare se răcește, totuși nu ne așteptăm la zăpadă, în schimb o să ningă la munte și cine face sportul de iarnă o să fie bucuros, da, nu? Dar cam va ninge și în zone mai joase, inclusiv în zone precum sudul țării, dar mai puțin, mai mult. La Poviță și evident, dacă ninge, nu se formează strat de zăpadă și oricum nu rezistă, se topește destul de repede peste zi. Deci la București floșcăială, ca de obicei. Mulțumesc foarte mult, Silviu Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.